Casa Națională de Pensii a decis ca și anul acesta pensiile să fie livrate în luna decembrie mai devreme, așa încât pensionarii să aibă bani pentru pregătirea sărbătorilor. Casa Națională de Pensii publice anunță că începând cu data de 14 decembrie 2016 va începe plata drepturilor bănești care se efectuă pe intermediul caselor teritoriale de pensii. Astfel, toate pensiile care se distribuie prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română vor fi achitate înainte de sărbători în intervalul 14 decembrie-23 decembrie 2016 inclusiv. În acest scop a fost modificat doar termenul de virare către oficiile poștale a sumelor de plată pentru tranșa a patra, respectiv pentru drepturile restante. Drepturile bănești care se distribuie prin intermediul băncilor sunt achitate la termene deja stabilite în convenție pe care Casa Națională de Pensii Publice le are încheiate cu aceste bănci. Precizăm că la această dată bănuții sunt virați către bănci, astfel încât până pe 14 toți pensionarii să primească drepturile prin conturile bancare depozitate. În aceeași perioadă vor fi distribuite și alte drepturi pentru veteranii de război în baza legii 44 din 1994. Acordate în temeiul legii numărul 44/1994, în speță veteranii de război, văduvele de război, precum și accidentații de război în afara serviciului ordonanțat, care au oferit o infirmitate, se va achita și ajutorul anual cuvenit acestora pentru acoperirea unei părți din costurile chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, ajutor care este în valoare de 335 de lei. De acest drept beneficiază 836 de beneficiari de țină. Pensionarii care primesc pensiile prin poștă sunt sfătuiți să aștepte poștașul la domiciliu, iar cei care le primesc prin card bancar să meargă la bancă și să verifice conturile pe care le au, pentru că pensia pe luna decembrie le-a intrat deja în cont.